Una dintre clădirile aflate în depoul de la Petroșani va deveni primul muzeu al CFR din România. Inițiativa aparține autorităților locale de la Petroșani, care vor să transforme tot ce se află în acest loc într-o istorie veritabilă și să o redea comunității locale, încurajând astfel turismul. O hală al depoului de aici, să intrăm într-o asociere în așa fel încât să o transformăm în muzeul CFR-ului în județul Nedoara, dar să fie aici cu sediul în Petroșani. Cam atât. Și se pare că singurul din țară va fi muzeul. Da, da, da. La ora în Valea Jiului va fi deocamdată, din cunoștința mea, singurul muzeu din România. Mai mult, așa cum cartierul aeroport este marcat cu un avion, la fel și zona stației CFR va avea o locomotivă cu aburi drept simbol. Cu această ocazie, împlinirea 100 de ani de la darea în folosință a depoului CFR la Petroșani, noi vom amplasa o locomotivă cu aburi în Piața Victoriei. Locomotiva este de patrimoniu, ea este în custodia noastră dată de către cei de la CFR. Am recondiționat-o, sunt din discuțiile pe care le-am avut cu domnul director Ardelean, mai sunt 7 astfel de locomotive în Europa, sigur care nu mai funcționează, dar care sunt exponate în muzee sau în alte locuri. Și ne bucurăm că am reușit ca la Petroșani să putem să avem un astfel de exponat. Locomotiva va fi amplasată la intrarea pe pasarela ce traversează liniile de cale ferată în Piața Victoriei, dar deocamdată se află în depou.